O nouă zi în Park City, se pare că vecinul Colpir și-a făcut aici Dita mai vila, ia uite cu semn că acolo stă el foarte frumos. Am plecat puțin, deja trebuie să adun recolta, însă până să fac asta nu uita să apăsați butonașul de like, deoarece dacă strângem peste 1000 de like-uri, mâine apare următorul episod și tot așa. Uitându-mă pe aici, am realizat că nu mai am spațiu, am umplut întreaga parcelă și totuși fermele astea sunt destul de micuțe, adică berry-urile sunt plantate acolo pe lângă ferma de... Bă, nu fura cartoful! Ia uite la ea! A venit cioara să fure cartoful! Vai, pă bune? Serios? Că vin și fură? Deci trebuie să-mi pun sperietoare și pentru cartof? Mă gândeam că numai la grâu se întâmplă chestia asta. Oricum va trebui să cumpăr mai mult spațiu, să măresc parcela. Am ceva lucruri pregătite pe aici, o să mă duc să fac rost de niște bănuți, însă înainte de toate aș vrea să plec la o expediție, iar pentru asta o să am nevoie de un ghiozdan. Hei, Trex! Salut! Da, da! Salut! M-ai prins într-o postură cam așa, vecine. A, îți dresai câinele? Este un coyot. Îl mai învățam o mișcare. Haide, intră. Am înțeles. Așa, așa. Îi mai arătam pe aici. Ai arătat? Aoleu, ce sunete scoate. Da, cred că nu-i dai mâncare bună. Da, este ceva ce am găsit în sălbăticie. Da, am găsit și eu de ăștia. M-am plimbat puțin. Mai am... Vino să-ți arăt aici dacă tot pe... Și ăsta-i secret. Ok, ok, gata, nu mai zic la nimeni. Ai grijă. Ok. E destul de prietenoasă gorila, dar... Da, să nu mă apropii, nu? Și ăsta da, ce? Da. Este... Cum fac și eu? Bunicul meu. Cum fac și eu roze bun, nu? Nu știu, adică se găsește destul de greu din ce am observat. Iar noaptea oferă anumite trade-uri, dar trebuie să-i oferi corupție pe care nu știu cum o iei. Ok. Face destul de urât dacă încerci să te apropii de el, am înțeles. Da, cât timp este zi, da. Da, frumos pe aici, îmi place. De ce am venit la tine? Pentru ghiozdanul ăla, știi că... Da, știu, ți l-am pregătit. L-ai pregătit, ia uite aici, așa. Și cadou din partea mea. Mulțumesc. Vai și așa, mulțumesc. Și, cască și mic erai. Mulțumesc frumos. Ieri am găsit-o la un turnuleț de ăsta de gheață. Vezi că poți pune pe ghiozdan anumite ajutoare acolo. Da, știu că pot să pun. Oricum vreau să-l fac mai șmecher, că am pregătit la mine. Ia uite, stai așa, ai tu pe aici? Da, uite, văd. Am tot ce este nevoie, da. Stai, cred că așa să făcea. Da, ia uite, și l-am făcut mai mare acum. Bam, e dublu. Să știi că e destul de imens dacă îl duci până la diamant. Da, dar momentan mai pe sărăcie așa. Dar cred că am fier acasă. Și aur, pardon, acasă. E o idee bună. Da. Și globul ăsta. Mai frumos pe aici. Vrei să vii și pe la mine? E o chestie... Cred că o să scol la licitație unele lucruri pe care le-am găsit și nu le poți realiza. Da, uite, că ăsta ar fi șmecher. Eu aș da bani pe el. Este și... Doar unul singur am găsit în vreo 12 ore de căutat. Aoleu, ai căutat ceva, vai, a venit noaptea, asta da. Acum ți arată la astea trade-urile. Ți arată? Ok. Deci el făcea așa urât? Mamă. Ok. Interesant. Nu sunt ele cine știe ce să zici că așa? Da, sunt interesante, nu știu, parcă n-aș vrea sunt să... Aoleu, uite, cuiotul e pe aici. Ce zici, vrei să-ți arăți și căsuța mea? Sigur. Hai să mergem așa încetuc. Ai clop, dar vezi că soneria trebuie pusă afară, nu? Da, doar că am făcut greșeală, că mi-am făcut curtea cu mai jos. Dar okay. O să stric tot de pe acolo, o să refac din nou, e provizoriu tot ce e și subsolul. Am înțeles. Vezi și tu ce văd și eu în partea aia? Da, a furat leagănul cu tot cu copil. O furat leagănul din parc cu tot cu copil? Cu tot cu copil. Vai, hai, ok, deci trebuie să anunțăm poliția atunci. Să vedem ce facem cu prădătorul cu... Ia uite, și în partea asta văd o căsuță. Stai puțin să se facă, să trecem noaptea. Ok. Rămâne între noi că am dormit aici. Da, nu știu, n-am văzut că... Da, facem... pipi în patul lui și după aia plecăm, așa se face, să știi. Era galben, oricum nu se observă. Exact, nu lăsăm pete. Interesantă căsuța asta.
De pe prima pagină, pe Forbes, cum a zis vecinul lui. Vai, vai, da. Ia uite, și asta e prea albă, sincer. Deci aici... E interesantă, nu vreau să comentez. Da, ia uite, am și una din asta. Se găsesc destul de des. Dar serios? Acum nu știu dacă au vreo atribuție ceva sau doar așa. Nu, sunt numai de decor. Dar bine, eu n-am unde să o pun și atunci... Na. Ia uite, eu sunt fermier pe aici. Am plantat și trestie. Tabăra și... de vară aici. Da, cum să nu dormim în cort aici, frumos, răcoare, niște oițe. Vrei oaie? Că am văzut că ai... Ce să fac cu ea? Nu știu, am văzut că ai gorilă, coiot, am zis că poate faci colecție, faci grădinăzoo. O să vreau să-mi fac, când o să-mi cumpăr teren în spate, da. Cred că o să-l folosesc pe tot să fac un fel de zoo. Am înțeles, dar ar fi șmecher o grădină zoologică. Dar uite, ce am vrut să te întreb? Nu aș vrea să-mi fac o casă mare sau ceva, o casă normală. Da, un cort așa. Dar vreau să-mi fac o grădină zoologică în spate. Ia, am câte un exemplar. Da, ar fi deci șmecher. Deci o să fie greu să aduc elefantul, că nu poți să-l cari. Da, am văzut și eu elefanți, cred că cu niște baloți, una, două, cred că îi aduci. Cred că poți să le iei cu lidul, doar că i-am văzut la depărtări foarte mari. Da, nu, elefanții sunt ok, rinocerul nu știu cum îl aduci. Că da, corect și asta. Ăla ți-e cam bate. Că target pe tine. Da. Mamă, ce căsuță. Da, aici e vilă de lemn. Vila lui vecinul, Colpir. Vecine, mulțumesc frumos. O zi în continuare să ai. Dacă ai nevoie de teracotă de astea, Call Baby. Da, cum te anunț, orice am nevoie vin la tine, cel mai șmecher magazin. Fac import-export de orice. Perfect, perfect. O să am nevoie la un moment dat, oricum te anunț, mersi. Numai bine, papa. Numai bine, papa. Iar acum cu pleca vecinul, aș putea să mai upgradez puțin ghiozdanul ăsta, să-l fac puțin mai puternic acolo și, mamă, ia uite cât de mare, ei, acum pot pleca în sfârșit în expediție. După ce am explorat puțin, am găsit și eu un bătrân din ăsta ca lui vecinul, să nu mă vadă nimeni, că-l pun aici sus. Așa, gata, stai acolo. Dar nu-l pot lăsa în cort, că cine știe cine o să-l vadă, așa că o să fac un loc din ăsta ascuns în partea asta. Bătrâne, nu o să mai stai aici, hai cu mine aici jos, gata, așa, perfect. O să-ți fac un spațiu mai șmecher, dar momentan rămâi aici, să nu știe nimeni de tine. Aoleo, da urât poți face. Dai ceva interesant pe aici? Nu, n-ai nimic interesant. Bun, o să plec atunci. Și ne vedem mâine seara, că poate mâine seara e ceva mai șmecher. Dacă tot sunt pe acasă, am zis să adun toată recolta în partea asta. S-o mai adunat destul de multe, acum aș putea să las alea acolo. Și am pus o cutie poștală în cazul în care vine cineva, bă, da, bogat-i vecinul ăsta. Am făcut și eu primul diamant, mersi de sprus. Am dat acolo 4 saplinguri de sprus, a zis vecinul că îmi dă un diamant, mi-a dat și niște fier, Doamne ajută la cât mai multe trade-uri de-astea. Păi bune, 4 saplinguri de sprus, un diamant, eu zic că a fost forță. Ce-i asta? Ok, un cimitir aici la distanță mare de oraș? Să fie salut, nu-i nimeni pe aici, nu știu ce-s astea. O, capete alea soase și dacă deschid cufărul... Bun, bun, nu mă atacă nimic. Sunt niște lucruri interesante pe aici. Sus încă un cufăr. O, oh, mamă, lumânări. Toate lumânările să vină aici. Și mai sus puțin. Aoleu, ia uite că mai e ceva aici. Numai că trebuie să mă duc în felul ăsta. Și dacă vă spar pe voi, nu-mi dă nimic, bine. Opa, o carte, un jurnal. Interesant. Și ce scrie în jurnalul ăsta? Pare că în jurnal e ziua 102, nu știu exact unde aș putea să găsesc restul zilelor, dar nu părea deloc bine ce se întâmpla acolo. Și ia uite niște nicovale, vreau să le iau și pe astea, o să iau și astea. Și acum nu cred că o să vadă nimeni ce urmează să întâmple, dar o să mă uit ce îi prin porțile astea, uite cât fier avea omul. Oricum, dacă o să vină cineva pe aici, nu o să știe că am fost eu și o să iau întregul sicriu atunci cu mine. Și în partea asta îs mai multe morminte, ceva special pe aici. Nu văd niciun diamant.
Însă, oricum o să le iau pe toate ca să creadă oamenii care mai trec că aici urmau să fie îngropați și așa nu las nicio urmă. Și cu tot ce am luat din cimitirul ăsta, aș putea deschide un magazin de pompe funebre. Cred că ar fi ceva. Salut! Opa! Stai așa că aici pare să fie mult mai șmecher. Oare te pot lua pe tine? Da, uite, pot să iau vaza aia, pot să iau mai multe capete din astea, care o să fie niște decorațiuni foarte bune și cred că o să plătească oamenii o grămadă de bani pentru ele. Și în sarcofagul ăsta ce se află? Diamante! Vai, asta da! Hai că am găsit o grămadă de lucruri în cimitirul ăsta, o să las și oasele acolo, o să închid ușa după mine și am plecat de aici. Iese ceva fum din locul ăla, să fie oare o tabără aici sub pământ? Da, am aici un arc pregătit, special pentru tine. Așa. Și ce mai e pe părțile astea? Aoleo! Mamă, uai, nu cred așa ceva. Aoleo, nu o să fie prea plăcut să mă bag cu ăla. Nu o să fie prea plăcut, dar trebuie să reușesc. Uite, mai am 7 săgeți. Ar trebui să-l pot bate destul de ușor. Unde ești? Acolo, așa, de la distanță. Bun, l-am făcut! L-am făcut! Numai că o să fie foarte urât să mă bat cu vechi ăștia. Aici! Aici să ne batem! Nu te băga sub pământ! Vai, mai e încă unul? Bun, trebuie să-i bat pe ăștia 2, 3, cât ies pe aici. Și ar trebui să-l bat și pe ăla. Să l-ai blocat oricum. N-ar fi trebuit să strig neapărat săgețile pe el. Uleu, eu o să aștept până dispărez voi de aici. Și după o să mă duc să văd ce se află în tabăra aia. Și, aoleo, nu mai da. Vai, nu mă lasă. Nu mă lasă și nici n-aș vrea să dispară totemul ăla. Așa că ar trebui să fac un lucru. Ar trebui să iau niște blocuri. Să sar după totem. Nu mai știu, pe aici ar trebui să fie. Aoleo, aoleo, mai e. Uai, ce dau, uai, ce dau și nu vreau să mor pe aici. Deci se pare că mă aștepta. Au văzut cum i-au murit prietenii. Și au zis că mă așteaptă și pe mine. Vai, trebuie să mă bag cu ăștia doi. Bun, încă unul. Uite că ăsta moare. Hai că l-o mor eu primul. Și tu unde ești? Aoleo, încă una din asta. Uite, uite. Aoleo, vai, mi-a dat cu poison. Nu-i bine. Și-o dat și ei cu poison. Bătălii aici grele. Așa, un măr de aur. Ar trebui să am pe aici. Da, uite, am aici un măr de aur. Așa, bagă mărul. Și acum ar trebui să fie ok. Mai am și o săgeată, să te lovesc pe tine. Oare nu-l pobate de aici de sus, dar dacă cobor puțin, gata. L-am făcut. Unde-i totemul totuși? C-o dropat... Pe aici, uite totemul, ăla-i. Aoleu, am mai auzit pe cineva. De unde-i? E acolo înăuntru. Aici. Aici să ne batem. Vai, nu, că mă lasă în jumătate de inimă. Vai, cât mai durează încă o secundă poison-ul? În sfârșit, gata, am scăpat. Ce-i pe aici? Văd că pot să cobor acolo, dar parcă n-aș vrea. Și ce-i prin cuferele astea? Deci aici nimic special, puțină mâncare. Aici ar mai trebui să fie una alta. Și vreau să mă duc să iau tot ce găsesc la ăsta aici. Hei, nu vrei să... Ba, uite că vine. Ei, nu funcționează atât de ușor. Cum l-am prins? Și acum o să iau totul de pe aici. Uite, niște blocuri de cupru. Ia uite ce e în cufărul ăsta. Deci nu mai vine nimeni să mă atace. Vai, dar sunt foarte săraci. Foarte, foarte săraci. Dar măcar am făcut rost de totemul ăsta. O să fie un trofeu foarte șmecher. Până la urmă o să cobor aici. Și sper să nu iau... Aoleo, aoleo, îi aud. Stai așa, aud aici în dreapta. Aoleo, aoleo, după ușă. După ușă stătea. Hai că te bat pe tine. Bun. Și ar trebui să blochezi intrările. Și acum, ia uite-l cum stătea acolo. Deci tu o să tragi, nu? Așa, dar trebuie să vină mai aproape. Hai mai aproape. Așa. Și acum, după ce ai venit mai aproape, uite cum a plecat. Uite cum a vrut să plece. Și acolo e blocată vrăjitoarea, am înțeles. Deci au aici un subsol. Eu ar trebui să o bat din partea asta, fără ca ea să mă lovească cu o poțiune din aia. Așa, am reușit să ajung și aici. Foarte bine. Ce să... Ah, e o lanternă.
E o lanternă, de aia nu puteam. Ia uite câte emeralde, mamă, și câte lucruri magice. Asta da, grămadă de enchanturi. Dă-le aici. Și ce mai e prin părțile astea? Deci dacă e să... Aoleu! Păstă tot îs! Eu trebuie să stau oricum mai la distanță și să sparg asta de aici. Vă bateți între... Și aoleu, mi-a dat și mie poison! Nu cred! Nu cred că mi-a dat și mie poison. Trebuie să o bat de aici. Așa, măcar nu mi-a dat atât de mult poison. Nu mai e nimeni pe aici până untru, sper. Sper eu să nu mai fie și foarte multe cărți. O să iau toate cărțile astea. Și ultima cameră. Unde ești? Te-am auzit. Pe aici trebuie să fie. Dar nu-l văd. În partea dreaptă nu e. Fi... Da, ia uite-l. Ia uite-l cum stă acolo. Mai e și vreo prietenă? Hai că-s foarte curios. Aoleu, nu? Da, deci dacă ești numai tu, atunci să știi că aici o să sfârșești. Ultimele cuvinte? Care sunt ultimele cuvinte? Ia zi. Nu vrei să zici? Bine atunci, o să sfârșești aici singur. Uite un crossbow. Și ce să mai află prin... Da, cuferele astea. Aoleu! Aoleu, am deschis un... Aoleu, nu, 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 nu. TNT-uri, TNT-uri, TNT-uri. Aoleu. Aoleu. Vai. Vai. Vai, cu explodat. Și nu mai e nimic, nu? Nu, nu mai e nimic. Îs curios de cartea aia, dacă era vreun enchant bun sau nu, însă nu mai contează acum, măcar am făcut rost de o grămadă de cărți. Și am ajuns acasă, în sfârșit, întreg, n-am murit, dar acum vine partea cea mai plictisitoare. Mai exact, trebuie să sortez tot ceea ce am găsit aici, în cuferele astea. Până la urmă am mai pus câteva butoaie în partea asta și le-am aruncat pe toate pentru că nu știu exact cum să le sortez și văzusem ceva interesant la un vecin și anume dacă fac treaba asta și după mai fac un cufăr ar trebui să pot face un mailbox ăla și atunci te poți scoate pe tine. Pentru că ești mult prea mare și pot să-l pun, da uite, pot să-l pun fix în partea asta și am o căsuță poștală. După care o să pun butoiul aici lângă cu un semn, poți lua orice din butoi, așa, iar în partea asta o să las ce nu am nevoie, o să las jurnalul, o să las câteva iteme de piele, poate îi cineva care are nevoie de ele. Și aici o să pun un semn, cortul lui Blue, perfect ca să știe lumea cine stă în cortul ăsta și acum abia am cules această recoltă, trebuie să o culeg din nou. La cât am muncit curtea asta a venit momentul să îmi scot banii, așa că o să iau tot ceea ce am de vândut și anume din partea asta berry-urile. O să iau pepenii, de aici o să iau și niște dovleci, niște cartofi, după care aici încapă tot fierul, tot aurul și cred că atât, nu mai am nimic, o să mă duc cu toate până la bancă. Ajuns la bancă, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să iau cartea din partea asta și de curiozitate, mamă, 35 de dolari fane asta, da, o să scriu aici blue. Și o să calculez foarte repede câți bani trebuie să iau, ce era în plus am pus în backpack și acum mă interesează în felul următor. O să pun cel mai probabil, uite, în butoiul ăsta, deci din gold ar trebui să iau 14 cu 12 cu 3, 2, 1 și din partea asta 18, deoarece... Pentru 100 de fructe sau legume primesc 1 dolar, după aia 5 aur 1 dolar și 10 fier tot așa 1 dolar. Cam ăsta ar fi calculul, un total de 50 de dolari. Acum dă-i și scrie în partea asta. Am terminat de scris, am mai făcut încă o dată calculul și tot la 50 de dolari am ajuns. Asta înseamnă că dacă Fan are 35, eu am 50, sunt în momentul de față cel mai bogat de pe server cu 50 de bănuți. Pot spune și că am făcut cel mai mare trade pe care o să-l facă cineva vreodată în materie de berry-uri, pentru că nu văd pe nimeni atât de nebun să stea să strângă un total de vreo 2000 ca să bată recordul meu de 1800. E singurul nebun care stă să adune berry-uri toată ziua și toată noaptea. Și să mi-am spus oameni faini, ajungând cel mai bogat de pe server la momentul actual, o să închei acelișa videoclipul. Știți cum stă treaba? Dacă o să strângem peste 1000 de like-uri, mâine apare următorul și tot așa, iar noi nu o să mă lungim pe ecran, veți un videoclip care tot spune că o să vă placă. Vizionare plăcută!